Guvernul pregătește un program de credite garantate de către stat pentru nunți, botezuri și achiziția unei mașini de familie. Premierul Nicolae Ciuc a anunțat în mesajul transmis cu prilejul zilei internaționale a familiei și a zilei familiei române că în scurt timp programul Family Start, prin care sunt sprijinite familiile la început de drum, prin credite garantate de către stat pentru organizarea nunții, a unui botez sau pentru achiziția unei mașini de familie, va fi aprobat în ședință de guvern. Familia este locul unde găsim mereu iubire, ajutor la nevoie și înțelegere. Părinți și copiii ne bucurăm de o neprețuită dragoste, prin oricât de multe greutăți am trece. Ziua Internațională a Familiei, Organizația Națiunilor Unite a stabilit în anul 1993 ca în fiecare an la 15 mai să fie această sărbătoare pentru a sublinia atenția pe care comunitatea internațională o acordă familiei. La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului și a Patriarhiei Române, tot astăzi sărbătorim Ziua Familiei Române. Respect familiile din România și le asigur de tot sprijinul. Guvernul României și-a asumat încă din prima zi a acestui mandat sprijinirea oamenilor în nevoie, a familiilor vulnerabile și nu numai. Pentru prima dată în istoria României, guvernul are un minister dedicat familiei. Rolul acestei instituții este să găsească soluțiile cele mai bune pentru copii, tineri și familii la un loc. Împreună cu toate celelalte ministere avem proiecte de mare ajutor, mai ales în aceste momente dificile prin care trece țara noastră. Am anunțat deja două proiecte dedicate familiilor în pachetul Sprijin pentru România. Decontăm procedurile de fertilizare în vitro pentru familiile care nu pot avea copii din motive medicale și ne dorim să oprim declinul demografic. Sprijinim familiile la început de drum prin credite garantate de către stat pentru organizarea anunții a unui botez sau pentru achiziția unei mașini de familie. În scurt timp, programul Family Start va fi aprobat în ședință de guvern. Acordăm o atenție specială familiilor vulnerabile în situații de risc. Din păcate, avem 1,3 milioane de copii afectați de sărăcie sau excluziune socială în România. Un copil dintre ei nu are acces la servicii medicale și riscă să fie abandonat în grija statului. Este motivul pentru care finalizăm planul de acțiune prin care instituim la nivel național garanția pentru copii. Este datoria noastră să ne asigurăm că toți copiii au acces la servicii de bază fundamentale. În paralel, Guvernul României lucrează la proiectul de lege pentru prevenirea separării copilului de familie și la implementarea programelor asumate în Planul Național pentru Redresare și Reziliență. Avem la dispoziție peste 50 de milioane de euro pentru crearea cadrului legislativ și construirea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copiii vulnerabili.